Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații din studio sunt Valentin Beniuc, rectorul Institutului de Relații Internaționale din Moldova, doctor habilitat în politologie, profesor universitar. Bună seara și mulțumim că ați acceptat să veniți astăzi. Plăcere! Dumitru Roibu, președintele Mișcării de Tineret, urmașii lui Ștefan, activist. Bună seara, mulțumim pentru că ați găsit timp să veniți în studio să dezbatem astăzi o temă importantă. Este vorba despre situația actuală în domeniul societății civile moldovenești. Și pentru că pe 13 iunie a fost creată o structură nouă pentru instituția prezidențială, este vorba de Consiliul Societății Civile pe lângă președintele Republicii Moldova, care are în componența sa 13 comisii, deja care își pot începe activitatea, și 130 de membri. Până la sfârșitul lunii iunie se va mai întâmpla o ședință, va mai fi organizată o ședință în care vor fi puse la punct toate detaliile organizatorice. Spuneți-mi, vă rog, domnul președinte la investire a promis crearea două structuri, a două entități noi la președinție. Este vorba și despre Consiliul Economic, care în februarie a fost deja înființat. Aceasta este a doua entitate. Pentru ce este necesar? Bine, toată lumea cunoaște că societatea civilă este factorul primordial al democrației, că neapărat este nevoie să te consulți cu societatea civilă în situații de luarea deciziilor, de luarea politicilor, schimbarea politicilor. La moment, în Republica Moldova era necesar ca să fie creată o structură de așa fel, sub egida președintelui, în cadrul președinției? Domnul Beniuc, vreau să încep cu dumneavoastră pentru că aveți o experiență vastă și să ne spuneți. Mai puțin experiență am în domeniul societății civile. Eu sunt administrator de mai mulți ani în domeniul învățământului, dar așa ca să o luăm la rând, societatea civilă în Republica Moldova devine din ce în ce mai structurată. Am în vedere existența a mai multor organizații non-guvernamentale. Sunt în jurul la 8.000 de organizații. Deja numai... 8.000, auzisem de 7.000. Nu, 8.000, 7-8.000. Eu știu de cifra de 8.000 de organizații a societății civile care sunt aici între Prut și Nistru, iar în partea aceea de Nistru sunt peste 1.000 de organizații non-guvernamentale. Deci, pe tot teritoriul Republicii Moldova avem în total vreo 9, poate și mai mult, 9.000 de organizații. În sensul ăsta, noi, în pofida cifrei impunătoare, noi avem undeva la 1,90 organizații non-guvernamentale la 1.000 de locuitori. Este o cifră interesantă. Noi depășim chiar și Ucraina în acest sens, însă suntem devansați de toate țările la vest de noi, în special din Uniunea Europeană. Acolo care este... Adică acolo sunt câte 4, 7, 8 organizații non-guvernamentale la 1.000 de locuitori. În sensul ăsta spunem că cei care sunt în afara puterii, ei se auto-organizează, se structurează în diferite, organizații. Aceasta și este mișcarea de voluntariat și încă un specific al mișcării societății civile din Republica Moldova, că majoritatea acestor organizații sunt finanțate de psihotare. Dar cel la care... noi vorbiți. Da, la noi vorbim. În Occident, apropo, undeva la 40%, mai mult, sunt bani oferiți din domeniul intern, din domeniul privat, da, diferiți sponsori, diferiți oameni care ajută asemenea mișcări, iar la noi majoritatea finanțării vine de psihotare. Asta este o problemă la situația în care societățile civile, ONG-urile iese în evidență în situații nepotrivite sau... Nu, noi am putea nota și unele probleme în acest sens. Da, despre asta am vrut să vorbim și astăzi, despre problemele societății civile. Cu care probleme se confruntă? Cel care plătește joacă fata, se numește asta, știți dumneavoastră. În sensul ăsta, societatea civilă devine un instrument, în mod normal, este un instrument de soluționare a diferitor probleme din societatea civilă adresate către putere.
sunt întreprinse niște acțiuni de lobby și așa mai departe, precum este o structurile, precum sunt în mod normal structurile societății civile. Însă, deci este un instrument. Însă acest instrument de multe ori lunică în alte mâini, în mâini străine. Deci ar fi bine ca fata să fie plătită și dansată aici la noi în țară, de către noi și nu de cineva de psihotară. Dar sărăcie impune rigorile sale. În sensul ăsta, deci noi de fapt avem două platforme a societăților civile care fac legătura dintre guvern și societatea civilă și dintre parlament și societatea civilă. Deci era lipsă una. Două ramuri de putere și-au ajustat lucrurile în felul ăsta și este o premieră în istoria președinției din inițiativa președintelui Igor Dodon, a fost inițiată această platformă a societății civile pe lângă președintele Moldovei. Este o chestiune inedită și sperăm că va deveni un instrument eficient de semnalizare în privința problemelor care există în societate și care vin în competența președintelui să le soluționeze. Deci în sensul ăsta a fost creat acest consiliu. De ce până acum nu a fost? Pentru că nu era necesar sau pentru că nu se dorea ca să se facă această legătură cu societatea? Păi, care e situația? Dacă consiliul, în cazul dat, consiliul ăsta despre care noi vorbim pe lângă președintele Republicii Moldova, semnalizează probleme, președintele se angajează în acțiuni de tautologie, soluționarea acestor probleme. El își face de lucru mai mult. Dar se vede că anteriorii președinți nu prea vreau eu ca să aibă difurc cu problemele astea și nu-i trebuie eu ca să fie semnalizate. În sensul ăsta nici societatea civilă nu-i mai trebuie. Da. Deci este un instrument de a pune la dispoziția președintelui probleme pentru soluționare. Iată ce e asta. Da, domnul Beniuc, și după aceea trec la domnul Roibu. În 25 de ani, societatea civilă în Republica Moldova a fost consolidată sau a fost totuși dezbinată și împărțită pe... Nu, societatea civilă... Noțiunea aceasta, vreau să vă zic că ea, în unele situații, este prea goală. Nu are umplutura care este nevoie pentru ca să se înțeleagă ce înseamnă societatea civilă și rolul ei adevărat. În Republica Moldova, după părerea mea, ea nu era atât de eficientă. De aici, în domeniul ăsta, în cadrul ăsta, gândesc și eu, pentru că uitați-vă, la noi, structura societății civile. Care n-ar fi ea? Care n-ar fi ea? Deci ea devine ca un loc de lucru pentru cei care au inițiat această societate, această structură a societății civile. Deci ea devine un loc de lucru sau locuri de lucru pentru cineva. Și în sensul ăsta, prea puțin voluntariat. În sensul ăsta, probabil că dumneavoastră vormiți, eu oricum este scutită, uscată de esență. Exact, pentru că da. Atunci, iată, Consiliul pe lângă președintele Republicii Moldova este o structură de nimeni finanțată, organizată prin bunăvoința oamenilor, care va face, sper eu, aproape sunt convins, va face lucruri serioase. Deci este un voluntariat. Fără să fie remunerat. Da. Fără să fie remunerat pentru țară, pentru popor. Pentru că în societate există încă interpretarea asta că președintele creează noi funcții sau cei care critică această structură, că președintele creează noi funcții, că se risipă banii statului, poate trebuie să specificăm clar și deschis că această structură activează bază de voluntariat, nu este remunerată de nimeni, ea doar că lucrările comisiilor și a consiliilor va fi organizată de secretariatul președinței, doar atât. Dumneavoastră, domnul Roibu, deja sunteți președintele unui ONG, pentru că societatea civilă are organizații comunitare, grupuri alese la nivel local și organizații non-guvernamentale, cum noi le spunem, ONG-uri, organizații profesionale sau de voluntariat, cum ziceam. Sau grupuri informale. Sau grupuri informale. Dumneavoastră, în perioada în care ați activat, care au fost situațiile, cât de câte ori ați reușit să obțineți ceea ce v-ați propus?
Nu, în mare parte noi am început să elaborăm, urmașii lui Ștefan au început să elaboreze proiecte care veneau din necesitățile membrilor și, și voluntarilor din cadrul organizației noastre. Uh-huh. Unul din cele mai bune proiecte pe care noi l-am finisat cu succes și am primit un feedback destul de reușit a fost proiectul La Expert, care a durat 3 luni de zile, unii tineri în fiecare săptămână se întâlneau cu o persoană de vază din societatea noastră și noi n-am să obosesc să repet, ne-am întâlnit și cu Dorian Furtună și cu Valeriu Ostalep și cu Andrei Popov și cu Denis uh-huh. Roșca și cu alte persoane interesante care știu să motiveze prin experiența și prin cunoștințele lor tinerii ca să fie mai implicați, mai pozitivi, mai puțin indiferență de ceea ce se întâmplă în societatea noastră și să gândească la felul în care ei ar putea să se implice ca să rezolve problemele din societatea noastră. Asta este unul din proiectele noastre, au durat 3 luni de zile, vă dați seama, este o muncă destul de mare, de organizare și mai departe, dar sub aspectul că noi am încercat să găsim metode de a realiza anumite inițiative fără să avem cheltuieli financiare. Și eu am să vă dau un exemplu. Asta am vrut să ajung aici, domnul Roibu, pentru că se pune întrebarea uneori de problema finanțării acestor, da? Și cum ați reușit? Nu, ține și de faptul că eu deja am un loc de muncă și nu am nevoie ca să mă asigur prin activitatea urmașilor Ștefan. Asta pentru mine este voluntariat și este ceea ce mie îmi place să fac, să lucrez cu tineretul. Pentru că conceptul de lucrător, de tineret, este foarte slab dezvoltat în Republica Moldova, destul de vag cunoscut și noi ar trebui să mergem în sensul în care să înțelegem că de tineri cineva trebuie să ocupe pe lângă sistemul educațional, trebuie să fie ceva care completează activitățile lor de educație formală, trebuie să fie și activități de educație non-formală sau informală prin care tinerii să fie multilateral dezvoltați. Iată, noi am început în sensul în care vorbeam despre finanțe, inițial chiar și când am lansat organizația, am stabilit o relație de parteneriat cu biblioteca din Chișinău. Unde noi mereu primeam acces gratuit la sală, unde mai departe tinerii noștri mergeau și luau cărți și citeau și asta deja avea un impact mult mai mare decât noi l-am planificat inițial. Invitații care veneau la noi, veneau la fel pe bază de voluntariat. Dacă uneori făceam în localuri, atunci era o relație simplă, voi veniți, dar trebuie ceva să comandați. Adică este atât de simplu să realizezi ceea ce vrei atunci când cu adevărat vrei asta, pentru că posibilități sunt. Iată, noi în următoarele zile, în perioada 16-18 iunie și pot să folosesc această platformă ca să anunță cei care doresc să vină. În Tohatin, urmașul lui Ștefan, în Tohatin, da, lângă municipiul Chișinău, lângă oraș, se va realiza Festivalul Internațional al Tinerilor Moldoveni, unde vor veni moldoveni din Cernăuți și vor dansa. Vor fi tineri din Republica Moldova care vor dansa dansuri populare și vor fi și alte activități organizate, va fi și întâlniri cu un profesor universitar unde vor avea loc discuții despre istoria comună a moldovenilor din Moldova și din afara țării. Și iată, pentru realizarea acestui festival a fost necesar ca noi un grup de câteva persoane să depunem un efort destul de mic, dacă vorbim sub aspect financiar. Și atunci când, știți cum spune, ban cu ban leu se face. Așa noi am reușit și am interesat mai multe persoane care, vă spun sincer, la nivel local am reușit să adunăm vreo parteneri care, gratis, fiind atrași de ideea pe care noi o promovăm prin cadrul acestui festival, plăcându-le ceea ce noi facem, au venit și au oferit serviciile și bunurile lor gratis doar pentru ca asta să aibă loc anume la ei. Deci posibilități sunt, dorință trebuie să fie, o anumită viziune la referitor la ce faci tu în viață, încotro te miști, ce exemplu dai la ceilalți din jur, cum ai vrea să dezvolți țara ta, societatea, localitatea, orice. Păi dacă n-ai nicio viziune, n-ai nicio impresie despre cum ar urma să fie viitorul tău, bineînțeles că o să cauți tot una finanțării undeva de peste hotare. Ceea ce se întâmplă, dar noi doar suntem destul de serioși ca să înțelegem că nimeni nu vine, eu sunt sigur. Să dea un ban ca să nu aibă un scop anumit. Un exemplu spatele. Simplu de tot, dacă gândiți-vă dacă cineva vreun vecin vreodată a venit să vă dea pur și simplu 1000 de lei și să spună, pentru că străiți mai bine. Niciodată așa nu a fost și nu prea cred să mai fie. Fix aceeași situație este și în domeniul ONG-urilor. Nimeni nu vine să dea granturi pur și simplu. Ei vin și dau bani pentru ceea ce le trebuiește lor. Și noi nu trebuie să ne ascundem după deget, pentru că atunci când completez orice aplicație de grant la orice instituție finanțatoare de ordine internațional serioasă, păi atunci ea nu oferă bani, pur și simplu. Ea are 5-7 priorități și tu trebuie să-ți dezvolți proiectul tău prin prisma unei, două, trei priorități de lor. Deci noi, atunci când realizăm proiectul acestea, nu ținem cont odată de interesele noastre, dar ținem cont și în mare parte de interesele lor. Dacă îmi permiteți, în ideea lui Dumitru, uitați-vă, în jurul la 800 de organizații non-guvernamentale a societății civile,
sunt preocupate cu dezvoltarea democrației în Republica Moldova. În Republica Moldova, da, vrem să ajungem. Dar undeva la 400-500 de asemenea structuri își creează activitatea în domeniu, în cadrul activității cu tineretul. Mai puțin ONG-uri se ocupă cu bătrânii, cu cei care au handicapul respectiv. În chestiuni de astea prea puține structuri sunt, cu toate că sunt, dar prea puține. Se dau bani acolo unde este perspectivă. Tineret, unde poți să influențezi. Poți influența. Poți să obții ceea ce ți-ai pus în plan. Da. Din păcate. Domnul Roibu, spuneți-mi, dar acum, când avem așa de multe, dumneavoastră nu v-ați ciocnit cu problema că organizațiile neguvernamentale deja sunt privite un pic sceptic în urma... Noi, în genere, atunci când noi vorbim despre cifre, despre aceste 8.000 de organizații plus 1.000 din stânga Nistrului, trebuie să avem în vedere că cea mai mare parte din ele sunt inactive. Și anume din motivul lipsei de finanțare și celelalte motive pe care le-am spus. Sau se activează oamenii... când este nevoie ceva să se întâmple. Da, ștampilă și semnătură, de exemplu. Dar, de regulă, dacă noi sunăm în raioane și în sate, câte organizații sunt create, păi hai să vedem câți din ei știu o completă aplicație de grant, știu o face un proiect, pot duce o evidență contabilă, câți din ei cunosc legislația, câți din ei cunosc multe, multe lucruri legate de asta, câți din ei sunt familiarizați cu lucruri de tineret sau democrație și mai departe. Noi avem 8.000, dar eu am destul de mari dubii că acolo sunt specialiști în organizațiile date care pot să facă față la scopurile care și le-au pus ei în față. Deci, multe organizații, ele sunt doar oficial, dar în realitate, dacă se privim acele care activează, în Chișinău, în capitala țării, este vorba de câteva zeci de organizații. Trebuie să fim realiști, câteva zeci de organizații, nu cred că sunt mai mult de 100. Multe din ele, într-adevăr, muncesc și răsplătesc banii care sunt primiți din afara țării. Iată, eu am făcut o analiză și asta ține nu numai de organizațiile societății civile, dar și de instituțiile mass-media, care într-un fel sunt cumva relative ONG-urilor. Iată, eu am privit raportul Departamentului Românilor de Pretutindeni pentru anul 2015. Finanțarea organizațiilor, în ghilimele, a românilor din afara granițelor. Și acolo, în 2015, numai pentru mass-media din Republica Moldova, din sursele online și scrise, au fost oferite aproximativ peste 1,5 milioane de lei. Moldovenești. Trebuie să înțelegem. Da, bineînțeles. Oamenii dați atunci când vine vorba despre niște riscuri legate de noi. Eu vorbesc despre implicarea întrebările noastre interne, de exemplu, subminarea unor simboluri sau independenței sau a suveranității sau aluzii referitor la identitatea noastră. Bineînțeles că aceste ONG-uri pe care noi ar fi trebuit din start, așa suntem predispuși să le credem, pentru că ei vin din rândul societății de jos și trebuie să-i credem, păi ei deloc nu reflectă părerea de fapt a poporului nostru, dar și interesele noastre generale societății. Da, aici apare o situație confuză. Cei care nu au fonduri și nu știu să aprobe, să câștige bani. Câteodată aceștia sunt mai mare valoare decât cei care știu să elaboreze, știu ei să tragă. Ei se închid sau stau așa în inactivitate, nu. Dar cei care obțin aceste granturi și sunt conduși pe undeva, ei și continuă activitatea și sunt mai puternici. Nu, știți... Cum să structurăm noi, domnul Beniuc, în așa fel ca ce trebuie, poate niște strategii, niște proiecte care să ajute unele ONG-uri ca să supraviețuiască și să activeze în favoarea poporului, în favoarea Republicii Moldova? Da. În primul rând, trebuie să existe interesul statului, în sensul larg a cuvântului, interesul statului pentru dezvoltarea societății civile. Pentru că societatea civilă este, reprezintă ca atare o parte a statului, ea contravine și în sensul creativ a cuvântului, ea contravine și se contrapune puterii, dar asta nu înseamnă că ea se pronunță continuu împotriva puterii. Ea este poate oponentul unei guvernări, a unor acțiuni non-conforme a guvernării respective. Să mai spune că este a cincea putere, da? Dar, nu știu, posibil, dar nu întotdeauna societatea civilă ea contravine și se contrapune puterii. Ea de multe ori se conformează puterii.
Iar trecerea asta din societatea civilă în structurile guvernamentale, la noi în Moldova se petrece foarte, foarte ușor. De multe ori, societatea civilă este o punte de a trece în structurile statale. Și nu este nimic rău în chestiunea asta. Nu este nimic rău. Este rău atunci când tu, fiind în societatea civilă, vorbești despre binele, cum ai face tu într-o binele poporului, iar ajungând în structurile statale, ai uitat tocmai invers. Ai uitat. Lucrurile astea sunt foarte frecvente la noi. Deci ai uitat de tot ce ai spus tu de pe tribuna societății civile, iar ajungând în structurile guvernamentale de chestiile astea sau parțial, cum s-ar spune, îți onorez proiectul din societatea civilă. Asta e una la mână. Doi, statul, fiind interesant în dezvoltarea societății civile, ar putea să faciliteze finanțarea acestor, ca să nu-i finanțeze altcineva. Da, dar noi experiență de asta negativă avem. Eu cer scuze că îmi rerup. Care este? Iată, nu, fiecare țară care se respectă pe sine, există fundații de tineret. Iată, în Azerbaijan, de exemplu, fondul pentru tineri din Azerbaijan dispune de 100 de milioane de manați pe an. Da? Bugetul Erasmus Plus la europeni e de ordinul miliardelor de euro pentru o perioadă de 7 ani. Plus asta fiecare țară încă mai dotează din bugetele lor naționale. Federația Rusă, ei reușesc să finanțeze proiecte și în afara țării. Republica Moldova, e vorba de 1,2 milioane de lei. Iată, anual sunt finanțate, dacă nu mă greșesc, în jur la 20 de proiecte. Eu am rămas șocat când am văzut organizații care optează deschis pentru lichidarea statului nostru, care stau în rând la așteptare ca să fie finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova. Asta se petrece de regulă și cu păreri de rău, pentru că noi la fel am aplicat cu proiect. Se petrece niște condiții destul de închise, da, nu chiar transparente. Noi nu am primit niciun fel de tabelă de punctaj, da, după cum au fost evaluate aceste proiecte. Deci în mare parte le se dau după interes politic și asta se întâmplă în absolut practic toate cazurile. Se dau după interes politic și nu există un interes real de a stimula o concurență adevărată în scrierea proiectelor, ca să apară tot mai multe organizații care vin nu doar cu număr de oameni, nu doar cu imagini și cu povești, dar vin cu, într-adevăr cu expertiză adevărată și eficientă, care pot în viitor să asigure acele transformări calitative pentru societatea noastră. Iar noi, cu părere de rău, batem pasul deloc, pentru că azi este un ministru, el trebuie să-și finanțeze apropiații săi, da, trece perioada, el poate nu mai fie acolo, deci el trebuie să reușească într-un timp cât mai scurt, ca și cum era în filmul într-o comedie românească, când un președinte de județ îi spunea unui primar, fură tet, să rămâi pustiu, că vine altul de următa și o să fură. Cam aceeași situație, cu părere de rău. Da, dar, domnul Beniu, cum ar trebui să fie taxate aceste ONG-uri care, într-adevăr, cum spune domnul Roibu, promovează lichidarea statalității Republicii Moldova și dacă ele ar avea din partea statului niște rapoarte sau de ce se întâmplă așa? Ele pot fi taxate doar prin aplicarea legii, iar legea este destul de completă la noi. Și de ce nu se întâmplă? Începând de la Constituție și terminând cu actele normative, subnormative și așa mai departe. De ce nu se întâmplă? Pentru că nu este interesul guvernanților și voința politică a guvernanților de a pune la punct niște lucruri care urmau să fie puse de mult la punct. Deci, eu repetat spun la diferite emisiuni că dacă noi am semnat acordul social cu privire la formarea statului Republica Moldova, l-am semnat, fiind reflectat fiind reflectat în Constituție, atunci noi suntem obligați să respectăm Constituția și semnăturile care le-am pus sub acordul social de a avea statul Republica Moldova. În sensul ăsta lucrează legea. Cine trebuie să pună legea în mișcare? Organele speciale. Inclusiv cei de la SIS, cei de la procuratură, cei care sunt în fruntea diferitelor organe care urmăresc după ordinea publică și așa mai departe. Deci lucrurile astea urmează să fie promovate, am în vedere cu
privire la aplicarea codului penal inclusiv, de către organele speciale și specializate. Pentru că, cum să vă spun eu, iată, eu am rămas stupefiat atunci când mi s-a luat posibilitatea ca eu să privesc la televizor niște emisiuni care parvin din Rusia. În primul rând, de o calitate, de o calitate profesională incomparabilă. Net superioară, nu numai pentru Republica Moldova, da? Cu tot respectul, da? Dar și pentru multe alte țări din imediata și depărtata apropiere. Deci aceste emisiuni fac concurență multor companii străine. Eu îmi iau informația de acolo. Eu mă uit după capacitatea de a dirija, de a comunica în cadrul unor asemenea emisiuni. Eu mă uit la analiza politică care se produce în acest. Și mie mi se ia posibilitatea asta. De ce cineva, chiar fi și 101 de parlamentari, să-mi spune că tu, Beniuc, te uiți doar emisiunile astea, celelalte nu te uiți. Pe urmă, produsul ăsta devenind interzis, eu îl caut în altă parte. De al de mine sunt sute de mii. Și alte elemente. Da. Și îți provoacă, deci, dezgustul față de măsurile aplicate de către guvern și un gust deosebit față de aceste emisiuni, fiind captate prin alte mijloace. Și noi moldovenii vom găsi cum să le căutăm și cum să le fiind atât de invidii. În sensul ăsta, legea este aplicată selectiv, dar totodată eu, butonând, dau peste diferite emisiuni care pe mine mă marchează în mod absolut negativ cu privire la neperspectiva statului în care eu sunt cetățean. Și eu ce să le spun copiilor? Băi, statul ăsta nostru, uite așa, că uite și spune de acolo de la televizor. Emisiunile astea nu sunt interzise. Deci, este o bătaie de joc față de sentimentul meu de cetățean. Este o nestimă completă față de de oamenii care selectează informația. Comportamentul comunicațional foarte elevat și de mare valoare din altă parte. Acum eu trebuie să pierd timpul să caut pe alte posturi, pe alte mijloace și așa mai departe. Deci cineva trebuie să-mi dicteze chestia. Nu trebuie din interzis. Pentru că acel cineva a fost impus de către alt cineva din exterior. Corect. E mai corect. Simplu așa să. Deci asta este. Societatea civilă trebuie să pronunțe și în sensul ăsta. Mie mi se ia dreptul. Unii sunt cei 800 de organizații care luptă pentru drepturile omului și a democrației. Păi acum, da, acum unde sunt ele, într-adevăr? Nimeni n-a ieșit cu... Pentru că nu li s-a plătit cu un text, cu o scrisoare oficială, cum de obicei se face asta. Nu pentru asta li s-a plătit, s-a plătit pentru altceva. Da, da, într-adevăr, se întâmplă acum niște situații care ne lasă Eu aș vrea să-l completez pe domnul Beniuc și pe dumneavoastră întrebarea referitor la cadrul legal. Există, într-adevăr, o singură problemă de ordin juridic, referindu-ne la legi. De ce ei nu sunt taxați? Există articolul 32 din Constituție care spune că contestarea și defăimarea statului și a poporului este pedepsită prin lege. Și atâta timp cât Constituția este o normă generală și ea urmează să fie dezvoltată în anumite legi speciale, inclusiv în codul contravențional sau și mai mult în codul penal, la noi, în Republica Moldova, asta nu s-a întâmplat. Deci, deși în Constituție, da, într-adevăr, scrie, este interzis să contești și să defăimezi poporul moldovenesc. Dar în ultimii ani asta la noi se întâmplă în fiecare lună. Da, dar să iau schemă cum un polițist spun că el defăimează sau contestă poporul moldovenesc, polițistul nu are cum să-l amendeze. El nu are pe ce, nu are bază pe ce să-l amendeze. Asta este un material bun pentru legislatori. Dar în ceea ce ține de semnarea contractului social, că noi creăm statul acesta, noi avem și am avut și în Parlamentul anilor 90 niște hamelioni profesioniști care au semnat declarația de independență doar pentru trei cuvinte. Spațiul etnic și devenirea sa ca națiune. Doar că pentru ei asta nu era moldovenesc. Și iată, ei au semnat așteptând să treacă timpul, să fie semnat, ca mai apoi ei să fac tot posibilul ca să realizeze inversul acestei declarații și oamenii ăștia, inclusiv și acum, eu n-am obosit, eu au fost de câteva ori deputat în Parlament, au ocupat funcții în altul în guvern, ei și acum luptă cu cea mai mare ardoare ca să ne mirească iarăși înapoi la putere. Și nu mai înțeleg pentru ce, de fapt. Pentru că maximul ce au putut ei să realizeze. Da, nu, asta de fapt, e un business politic. Da?
Da, aici dacă ajungem la politică, ONG-urile în unele situații sunt o trambulină reușită pentru a se lansa în politică și atunci când s-a întâmplat asta și cu, putem să spunem acum, platforma DA, care era practic reprezentanții societății civile și au devenit partid nu politic. Nu facem partid, da. Da, noi nu facem partid, așa se spunea de pe tribune și zice oamenii care ieșeau acolo și alți membri al altor organizații spuneau că totul o să fie doar în favoarea poporului. Sinceritatea politicului, politicianului, pardon, nu a politicul, sinceritatea politicianului contează foarte mult. Iată, vorbim cu o doamnă marcantă în țara noastră, în domeniul științei. Și dumneavoastră spunea așa, moldovenii sunt după dreptate, judică după dreptate. E cu dreptate sau nu e cu dreptate? Și cel care a spus că nu vom face partid politic, noi vom fi, va fi o mișcare veșnică, noi vom pleda aici în piață și așa mai departe. Și a făcut pasul ăsta. La prima vedere, care le-au produs plus valoare politică pentru oarecare perioadă de timp. Câte procente are respectivul lider politic acum? Da. Puțin de tot. Deci, poporul simte dacă omul este dacă este onest, dacă este, să-i spunem așa, un cuvânt banal, cinstit, și el ceea ce spune respectă și legea cuvântului spus este lege pentru acesta, poporul simte chestiunea asta. Și penalizările urmează să vină peste un an, peste doi, chiar mai repede, în adresa celor care nu-și respectă. Iar trecerea asta din societatea civilă în structurile de putere, ea este una normală, poate chiar firească. Dar eu încă o dată repet, dacă tu te-ai dus cu un program din societatea civilă ca să îți pui viața pentru binele poporului și ai venit în guvernare și faci tocmai inversul, iată aici ea, da, ai închis școlile și ai spus, asta e, închis școlile și ai spus că gata, s-a terminat, am rezolvat problema. Iată, a fost un studiu a unei alte societăți civile, a unei structuri din societatea civilă, ieri a fost un reportaj cu privire la școlile din Republica Moldova, unde s-a studiat faptul șanselor egale de a accesa studiile superioare. Și iată, în urma reformei, așa numite reforme, șansele, decalajul dintre șanse, oraș, sat, s-au majorat în câteva ori. Deci cei care, cei care au rămas în sat, au rămas în școlile este așa optimizate cum sunt ele, din care s-au dus foarte mulți profesori, învățători s-au dus, au rămas copiii în condiții foarte și foarte slabe, cum se concurează cu unul care a terminat Prometeu sau Mircea Eliade. Nici de cum. În sensul ăsta, societatea civilă, dar împreună cu guvernarea, trebuie să se gândească foarte bine cum să egaleze șansele astea. Lupta asta merge de mai mulți ani pentru egalarea șanselor. Dar cu vorba nu faci nimic. Urmează să investești în școala respectivă, în sala de sport, în sălile de clasă. La noi și până acum sunt școli, puzderii de școli, unde nu au cabinete de fizică, chimie, așa precum le-am apucat noi când învățam în școală. Ele sunt undeva ca auditoriu. Numai în Chișinău au rămas mai ei, sunt cabinete dezvoltate, așa cum ziceți dumneavoastră. Iată, acolo trebuie de investit. Și societatea civilă tocmai s-ar ocupa cu chestiunea asta, ea, în modul cel mai serios. Rog, câmpul de activitate este societății foarte mare. De ce Consiliul acesta va avea destulă treabă pentru ca să ia cumva o altă atitudine față de structurile ONG și alte... Nu, atitudine față de structurile ONG noi va fi una personalizată și individualizată. Noi ne vom stări să lucrăm asupra acestor probleme. Care sunt destul de evidente deja. Care sunt foarte evidente, să le semnalizăm, să venim cu proiecte de legi, să venim cu amendamente la proiectele de legi. Iată, astăzi s-a discutat o problemă, apropo, din inițiativa Ministerului Educației, și asta e foarte bine. S-a discutat cu privire la amendamentul la codul educației. Ca să fie extirpat din acest cod o structură care a cheltuit zeci de milioane fără nicio eficiență academică. Se numește Consiliul de Dezvoltare Strategică în cadrul instituțiilor. Structuri care nu cunosc absolut ce este învățământul, ce este activitatea universitară, care este perspectiva dezvoltării, care este istoria acestei dezvoltări. Deci, aceste structuri
au venit ca niște organe, eu știu, adiacente Senatului instituțiilor de învățământ, la care s-au cheltuit foarte mulți bani. Anul ăsta au fost preconizați, sau pentru anul viitor, n-am reținut prea bine, în jur la 8 milioane numai din bugetul Ministerului. Și încă vreo 8 milioane trebuie să dea instituțiile pentru aceste structuri care dau eficiență nulă, absolut. Deci, este o chestiune. Societatea civilă repetată a venit, inclusiv Consiliul Rectorilor, repetată a venit cu aceste probleme de a scoate din acest cod al educației creat de către respectiva persoană în perioada respectivă. S-au deci, introdus o chestiuni... acțiune concretă, o acțiune cu efect și care va... În sensul ăsta, da. Așa va trebui să lucreze și în continuare la noi societatea civilă, doar că aici vreau să zic, va fi capabilă societatea civilă în continuare să ofere soluții practice, ținând cont de situația politică de la noi din țară? Eu am să vă dau un exemplu. Nu știu... Pentru că depolarizarea... Ați nemerit într-un subiect destul de interesant pe care eu am să vă relatez. Anul trecut, în luna iulie, noi am oferit o conferință de presă mai multe organizații pentru că am analizat destul de bine un ordin comun al Ministrului Mediului și Transportului, Șalaru și Muntean, referitor la gropile de împrumut. Ei au dezvoltat un concept nou de grob de împrumut care nu se regăsește în codul subsol, adică era ceva ilegal. Eu cred o normă ilegală, depășindu-și atribuțiile sale de executiv, dar preluându-și rolul de legislativ, cu încălcări enorme. Și atunci noi am analizat destul de bine acest document, am venit cu expertiză juridică, materiale date pot fi găsite în internet, am adresat scrisoare deschisă președintelui Parlamentului, Guvernului, Procuraturii, CNA-ului și am primit răspuns de la Ministrul Mediului că totul este destul de bine, probleme în genere acolo nu sunt, totul este absolut legal și mai departe. După care am solicitat o întâlnire cu președintele Comisiei Parlamentare Mediu Schimbări Climatice și am abordat cine totuși stabilește, cine creează lege în acest domeniu. Am fost invitați la CNA, unde am mai purtat niște discuții și că abia prin luna septembrie să primim o scrisoare în care să fie scris că ordinul respectiv cu privire la gropile din împrumut, a început procedura de abrogare acestui ordin. Deci asta despre efectul și dacă tu ești insistent și dacă tu vii într-adevăr cu expertiză anumită, dacă tu te impui și poziția ta este bine argumentată, păi atunci efectul practic nu se va lăsa așteptat. Și aduceți-vă minte scuza, în ghilimele, a domnului Chirinciuc când a fost arestat. Am fost arestat pentru că am furat lut. Păi în esență este vorba despre ceea ce am reflectat noi în acea conferință de presă și scrisurile noastre deschise, insistente, care umesc pe toate instituțiile statului. Iată, are societatea civilă o paletă destul de largă de activitate. Eu am să mă repet, trebuie doar dorință să ai, trebuie să știi ce vorbești, trebuie să știi ce vrei să faci, trebuie să știi care este punctul final al activității tale, sub aspectul că trebuie să produci schimbări în societate de lungă durată. Nu trebuie să fii co-adresat doar într-un proiect de 3 luni de zile care să termine. Care încasează câte 1000 de euro pe lună? Bineînțeles, și efect nu e. Și asta încă sunt sume prea bune. Da? La noi există destul de mult, iată, dacă noi să trecem în listă, cred că sunt peste 30 de structuri străine care finanțează proiecte în țara noastră. De regulă, ele nu au impact major asupra societății, ele în mare parte se cheltuie pentru coffee break, pentru pauze, pentru rechizite. Și... Dar, apropo, guvernul monitorizează aceste structuri, care spuneți dumneavoastră, iată, prizici? Noi, în experiența noastră, și eu cunosc și experiența altor organizații de implementare a proiectelor internaționale în domeniul de tineret. Ele dau un rezultat sub aspect de lărgirea networking, ceea ce se numește, lărgirea contactelor în diferite țări și nemijlocit dezvoltarea spiritului de solidaritate în rândul tinerilor în țara noastră, dar noi nu am fost nici sub un aspect, nici controlați, nici verificați, nici absolut nici sub o formă. Nu este aceasta o propagandă și o implicare în statul, anume oamenii aceștia care, structurile acestea? Dar asta nu fac toate fondurile. Deci prin ONG-uri se face implicare în treburile interne a statelor, în genere. Din partea cui? Din partea marilor finanțatori, a marilor puteri economice inclusiv. Păi aici ar fi trebuit statul să reacționeze, dar nu în situația în care spuneți dumneavoastră. Doar că, uitați, trebuie să dăm puțină crezare și celor din ONG-uri, pentru că dacă tu intervii cu instrumente, da, și cumva limitezi, păi fii bun, oferi o alternativă. Hai statul Republica Moldova să se gândească cum să stimuleze societatea civilă, ceea ce am spus anterior, să scrii proiecte de calitate,
atunci când ei vin cu inițiative, inițiativele date să fie atât de bine calculate, ca tu să știi și peste 10 ani ce rezultat ele vor da. Ca tu să poți cât de cât să estimezi numărul de beneficiari reali și cum asta va aduce transformări în societatea noastră. Dar noi în Ministerul Tineretului și Sportului cam, în primul rând, dacă să analizăm ce buget are această instituție, pentru că are un buget destul de mic și este o instituție destul de tânără, cu o experiență destul de limitată și, în mare parte, am să mă repet, cu o tentă puternică politică și eu sunt de parte de a crede că acest minister lucrează doar pentru tineret și doar pentru sport. Deci, la final de emisiune putem constata doar că într-o perioadă de timp statul a pierdut legătura până la urmă cu societatea civilă și au rămas donatorul elementul principal în unele organizații non-guvernamentale care și-a făcut mendrele și și-a rezolvat ca noi să ajungem în situație când să ne punem întrebarea de ce acești oameni au ieșit în stradă să organizeze un flash mob sau să organizeze sau să inițieze un proiect sau să urmărească niște obiective. Și atunci întrebările acestea au venit cam târziu la noi, din păcate. Deci, statul urmează să-și facă ordine în țară. La acest domeniu? Respectiv, da, dar nu cu metode de controle directe, cu restricții, de a interveni brutal la moment și așa mai departe. Sunt diferite metode foarte soft. De exemplu, în multe țări sunt puse la evidență toți cei care sunt finanțați în Statele Unite ale Americii. Toți cei care sunt agenți economici sau obștești, să-i spunem așa, ei sunt luați la evidență și se declară toți banii care sunt primiți de psihotare. Și atunci lucrurile devin mai transparente. Dar atunci când se plătește, se transferă bani grei pentru a spune nu Republicii Moldova, nu statului moldovenesc, nu istoriei Moldovei și nu educației civice normale în școlile Republicii Moldova, lucrurile astea urmează de a le clarifica. Ele trebuie luate în mod sistemic, și nu cu imixtiune brutală, direct, la moment. Da, și pentru că dumneavoastră deja reprezentați niște comisii din acest Consiliu a Societății Civile, vă dorim succes și considerăm că în continuare vom auzi niște evenimente frumoase în urma activității acestui Consiliu. La final, dacă să-i aducem omagiu lui Eminescu, putem spune la situația care este creată aceasta, ce e val ca valul trece și să așteptăm o schimbare radicală la aspectul societății civile în Republica Moldova și să se trezească ca cei care cu adevărat își doresc să fie și Republica noastră prosperă și să avem cu ce ne mândri, doar că trebuie acțiuni, mai multe acțiuni. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezența în studio în această seară. Vă doresc o seară frumoasă și succese. Vă mulțumesc. Să trăiți. Doamnelor și domnilor, punem punct ediții din această seară. Vă aștept și la alte ediții a emisiunii luni și joi la 20:30. La revedere.